Te salut, națiune, și îți urez bun venit la Noclip, bun venit de data aceasta la un unboxing și o scurtă prezentare a unei case de nișă, o casă de nișă foarte interesantă, o casă de nișă care produce doar parfumuri cu ingrediente naturale, o casă de nișă românească. Eu am auzit despre casa asta pentru prima dată în urmă cu aproape 2 ani de zile și s-a întâmplat pur și simplu pentru că am văzut o reclamă pe o platformă de socializare, ceea ce mi-a stârnit în mod evident interesul și am intrat atunci și am văzut ce oferă. Vorbesc despre o casă de nișă numită Matka. Matka Naturals, că îi mai puteți găsi și astfel, o casă de nișă din Sibiu. Eu nici nu știu că sunt sibieni de-ai mei, oamenii ăștia. Este vorba despre doi cetățeni, un domn și o doamnă. Este vorba despre un cuplu care la origine au cu totul și cu totul alte meserii. Mai mult decât atât, doamna Georgiana Ștefănoaie este și parfumierul din spatele creațiilor. O casă care a apărut pe piață pentru public în 2020, deși brandul a fost înființat în 2019. Într-un context foarte ciudat, foarte curios, știm cu toții cum au fost ultimii ani din viețile noastre, cu pandemia și așa mai departe. Drept urmare, o casă pe care o puteți accesa în țara noastră. Și are niște produse foarte interesante. Nu am testat decât unul singur, pentru că astăzi mi-a venit coletul, acest sample kit pe care ei îl comercializează pe site. Dar am apucat să testez ăsta pe care mi l-au pus cadou în comandă și este vorba despre ultima lor compoziție, este vorba despre ultima lor creație, care se numește House of Elixirs. Iar numele acestui parfum este dat de un bar din Sibiu, aflat în strada, pe strada turnului, care exact așa se numește, House of Elixirs. Asta este inspirația acestui parfum și este un parfum fabulos. Este propriu zis parfumul zilei pentru mine, pentru că îl port implicit în acest moment când vă vorbesc vouă. Este un parfum care de la prima aplicare, două pufuri mi-am dat pe mână și m-a năucit. Rar mi se mai întâmplă în ziua de astăzi, după atâția ani de cumpărat și de utilizat astfel de produse, indiferent de ce fel de casă, de parfumerie vorbim, rar mi se mai întâmplă ca încă de la primul puf, de la prima experiență, un parfum să mă facă extrem de curios, să-mi confere o senzație de extaz, dacă vreți. Exact asta a fost experiența cu acest House of Elixirs. Nu o să insist foarte mult și nu o să vorbesc foarte mult despre el în acest clip, pentru că nu este vorba despre el. Voi face recenzia în mod evident. Dar pot să vă spun că este năucitor, de bun, de frumos, de elegant, de melancolic într-o oarecare măsură, cel puțin pentru mine, pentru că momentul aplicării m-a transportat automat înapoi în copilărie, când la bunici, lângă Sibiu, vara scoteam, de exemplu, mierea de albine din stupi. Și are o corelație, are o legătură cu acest fapt, mirosul acestui parfum, pentru mine cel puțin, pentru că mă transpune exact în genul ăsta de scenariu. Și niște amintiri foarte dragi și foarte frumoase pentru mine. Bun, ăsta a fost cadoul pe care cei de la Matka mi l-au pus în comandă. Îl dăm un pic deoparte. Așa arată sample kit-ul. O cutiuță frumoasă din carton. Vedeți și voi acolo www.matkanaturals.com, site-ul unde puteți găsi. Ambalare foarte, foarte frumoasă. Implicit în folie și cu sigiliu. Lucru pe care, sincer să fiu, rar îl vezi în ziua de astăzi, ceea ce pentru mine denotă o atenție sporită la partea de detalii și întotdeauna când văd lucruri de genul ăsta, îmi dau seama că am de-a face cu niște oameni sau cu un business serios. De ce? Pentru că indiferent cât este de mare businessul respectiv, nu uită de atenția pentru detalii. Bun, sunt 7 eșantioane în acest ambalaj. Fiecare are 2 ml. Tot sample kit-ul costă, pentru cei interesați, 169 de lei, la care se adaugă și costurile de expediere, aproximativ 20 de lei, 19 de lei, ceva de genul. Hai să scoatem așa, una câte una. Sunt niște produse de care eu sunt interesat. V-am spus, prima dată, în mod întâmplător, am auzit de ei. Culmea, în perioada respectivă, eram destul de interesat de ce fel de parfum produc românii și, din păcate, experiența mea a fost dezamăgitoare cu foarte multe așa zise case producătoare de parfumuri din România,
Pentru că am avut ocazia să miros multe dintre aceste compoziții absolut mirifice și să constat că în realitate nu sunt nimic altceva decât niște produse hiperumflate la niște prețuri foarte mari. De asemenea, în colet vin și două, hai să zicem, vederi. Da? Într-o oarecare măsură te duce cu gândul la produsele celor de la Bond No. 9, pentru că și ei îți mai oferă vederi sau ceva asemănător. Și, hai să zicem, acest material promoțional cu conținutul pachetului și cu notele pentru fiecare parfum în parte. Ceea ce va fi de folos în momentele următoare, pentru că o să le iau permis și o să vă zic despre fiecare câteva cuvinte. În afară de asta, de House of Elixirs, care e demențial, jur, dacă și restul sunt la fel ca și ăsta, promit, solemn, cu mâna pe inimioară, mai ales că sunt și CBN-ei mei, să cumpăr toate produsele pe care oamenii ăștia le fabrică. Pentru că prima impresie și prima experiență este absolut satisfăcătoare, ca și consumator, ca și împătimit, ca și client și, în mod deosebit, ca și colecționar. Pentru că se vede foarte clar în spatele acestor eșantioane, cam totuși o colecție de parfumuri. Hai să începem cu primul. Primul este Lura. Nu o să fac testare acum. Știți foarte bine că eu nu mă ocup cu testări pe cameră. Eu îmi testez parfumurile în mod separat, în timpul meu liber și trag concluzii după ce le utilizez. Lura este un parfum, din ce am văzut, din ce m-am documentat și eu anterior, este un parfum foarte bine văzut de către consumatori al casei Matka. Și asta pentru că ai grapefruit, neroli și scorțișoară, dar de asemenea ai și lemn de cedru, tămâie și vetiver. Drept urmare, tămâie, cedru, vetiver, grapefruit, neroli, scorțișoară, în mod șocant, sunt câteva dintre notele mele preferate în parfumerie. Cu un mic semn de exclamare sau asterix la scorțișoară. Acolo depinde foarte mult ce fel de scorțișoară este. Și sunt foarte curios să miros acest Lura, ca să văd dacă este scorțișoară de Ceylon, pentru că aia mă interesează. Bun, următorul este, și ăsta știu că m-a interesat încă de prima dată de când am intrat la ei pe site și eram tentat să-l achiziționez, dar din păcate, în momentul de față, Matka are doar laboratorul, hai să zicem sediul în Sibiu, încă nu au magazin de prezentare, cel puțin din câte știu eu, urmează ca în perioada următoare să se ocupe și de acest aspect. Și zic eu, ar trebui să o facă, este strict o părere personală, pentru că oamenii ar avea posibilitatea să testeze aceste produse și ar avea posibilitatea să le și achiziționeze pe loc dacă le plac. Următorul este Okmas Tabac. Și aici este foarte simplu de înțeles de ce m-a interesat acest parfum, pentru că vorbim despre muș de stejar și tutun, în mod evident. Dar ce mai avem pe lângă? Hai să vedem. Bergamotă, cedru, iasomie, trandafir de damasc, mirt, lemn de santal, lemn de guaiac, tutun și mușchi de stejar. Sună foarte interesant și ăsta va fi probabil următorul pe care îl voi testa, pentru că sunt foarte, foarte curios. Mie îmi plac parfumurile pe bază de tutun. Drept urmare, Okmas Tabac este o chestiune care mă interesează. Smoked Sunday este cel de-al treilea parfum din acest kit de descoperire, din acest sample kit. Iar Smoke Sunday este un parfum care se concentrează, din câte văd eu, pe o combinație floral-lemnoasă. Dar ai și mandarină verde, ai trandafir și ylang ylang, lemn de santal, patchouli și lemn de cedru. Interesant. Foarte, foarte interesant. Hai să mergem la următorul, ca să nu o lungim inutil. Pianista. Și ăsta mă interesa la momentul respectiv. Repet, marele dezavantaj pentru mine și motivul pentru care nu am achiziționat a fost faptul că nu exista, nu aveam unde să mă duc să le miros. Eu mergând destul de frecvent la Sibiu, dar na, nici măcar nu am știut că ei sunt din Sibiu. Cu atât mai mult mă bucur acum, cu atât mai mult îmi doresc să-și deschidă un magazin acolo. Pianista conține verbenă și bergamotă, ylang ylang, iasomie și trandafir, lemn de santal, mirt, vetiver și mușchi de stejar. Deci mă aștept la ceva oarecum aromatic lemnos. Hai să mergem la Opera 9. Să vedem despre ce e vorba și pe ăsta, ca și compoziție. Și repet încă o dată, când le voi recenza, vă voi spune absolut tot ceea ce cred eu despre aceste produse. Portocala amară,
mandarină roșie, bergamotă, piersică, piper roz, ulei de portocală amară, tonka, vanilie, lemn de santal și ambergris vegetal. Fac precizarea asta pentru că și ei o fac în descrierea parfumului. Această casă nu folosește elemente de origine animală, în absolut nicio compoziție. Gândiți-vă la ei precum la case, hai să zicem, mult mai cunoscute probabil de către voi în pătimiții, gen Atelier Matier din Franța, gen Le Couvent, Maison de Parfum, de la care de asemenea dețin și eu. Și este o casă pe care vă recomand cu toată tăria, pentru că sunt și ea o casă vegană. De asemenea, într-o oarecare măsură vă puteți gândi implicit la linia Blue Mediterraneo a celor de la Acqua di Parma. Pentru că și acolo veți reîntâlni doar elemente naturale și în concentrație foarte mare. Ăsta este avantajul, în primul rând, al uleiului, al parfumurilor de tip natural. Și anume, concentrațiile sunt foarte ridicate. Desigur, tot ceea ce înseamnă performanță, tot ceea ce înseamnă, hai să zicem, longevitate, proiecție, siaj și așa mai departe, ține strict de pielea utilizatorului, nu neapărat de compoziția parfumului. Dar această casă nu folosește absolut deloc ingrediente de tip animal, deci nu veți vedea la ei în compoziții zibetă, nu veți vedea moscuri, nu veți vedea ambergriul ăla care este de origine animală, de asemenea castoreum și alte chestii de genul ăsta. Bun, opera nouă, hai să mergem la Woody Piperine. Sau care este ăsta? Ăsta, te-am încurcat eu. Hai să vedem ce anume conține acest parfum denumit foarte interesant. Hop. Și ca ingrediente, acest Woody Piperine, care pentru mine sună deja foarte interesant, conține bergamotă, portocală amară, lemii, piper negru, piper roz, boabe de enupăr, mosc, din nou, vegetal, de asemenea lemn de cedru, lemn de goiac și paciuli. Pare ispititor parfumul ăsta pentru mine, în primul rând datorită denumirii, pentru că eu sunt fan al parfumurilor lemnoase. Și hai să mergem la ultimul, Green Maremoto. Și să vedem ce conține și ăsta. Și avem busuioc, portocală, grapefruit, ceai verde, rădăcină de angelică, ciuperci, vetiver și lemn de cedru. Asta pare captivant doar prin descrierea compoziției, sincer. În primul rând că am văzut că are busuioc, ceea ce eu iubesc în parfumuri. Îmi place foarte mult nota de busuioc și modul în care reușește întotdeauna să energizeze compozițiile. Dar are și portocală și grapefruit, dar de asemenea ceai verde. Și în modul deosebit ce mă interesează pe mine aici este nota aia de rădăcină de angelică. Dacă vă aduceți aminte, în Mandala de la Mask Milano, o casă absolut fabuloasă, pe care, repet, trebuie să o cunoașteți, ai parte de angelică, nota florală. Drept urmare, sunt curios nota asta de rădăcină de angelică, cum se comportă și, desigur, ai și elemente lemnoase, dar în mod deosebit nota aia curioasă de ciuperci. Bun. Astea sunt parfumurile care vin în sample kit-ul celor de la Matka Naturals. De-abia aștept să mă apuc să le port. Repet, până în momentul de față, singurul pe care l-am testat este acesta. Ultimă creație a acestei case, o creație la care, din ce am văzut, a lucrat peste un an de zile. Și prima impresie este absolut fabuloasă. Absolut fabuloasă. Deci parfumul miroase încântător. Dacă și celelalte miros la fel, cum s-ar zice, I'm sold. Și este foarte, foarte posibil să se întâmple lucrul ăsta. De urmare, ăsta este clipul, ăsta este unboxing-ul și marea prezentare a acestei case, a acestor compoziții. Am ales să merg pe parte de sample kit, tocmai în ideea în care eu vă repet, în absolut toate clipurile mele, întotdeauna, testați înainte să cumpărați sticla mare. În cazul de față, sticla mare înseamnă 30 de mililitri, ca să știți, pentru că cei de la Matka așa lucrează. Sticle de 30 de mililitri puteți cumpăra și la 10 mililitri. Și cam ăla este singurul gramaj. Prețurile, zic eu, sunt accesibile, adică 380 de lei pentru 30 de mililitri în cazul acestor parfumuri. Ăsta este mai scump, fiind ultima apariție, costă undeva la 500 și ceva de lei, dar sincer să fiu, merită fiecare bănuț. E fabulos de bun parfumul ăsta și n-am avut oportunitate decât să-l port doar astăzi pe pielea mea ca să mă convingă cât este de bun. Bun, o să revin în timp
pentru că toate la timpul lor, să revin cu recenzia făcută la fiecare în parte, în așa fel încât după ce apuc să le port, după ce apuc să le testez pe pielea mea, să le port pe fiecare de câteva ori asupra pielii mele și să vă povestesc exact despre fiecare în parte. Sunt ferm convins că unele îmi vor plăcea mai mult decât altele, sunt ferm convins că unele vor performa pe pielea mea mai bine decât altele, dar cu toate acestea, vă spun încă de pe acum, așteptați-vă la ceea ce fac întotdeauna și anume să vă ofer informație veridică, reală și de calitate, care să vă fie de folos în vederea în care sunteți interesați de achiziționarea de astfel de produse. În încheierea acestui clip, vă spun cât se poate de clar, nu am fost, nu sunt sponsorizat de către cei de la MAD ca să vorbesc despre ei. Am cumpărat cu banii mei, așa cum fac întotdeauna, așa cum vedeți toate parfumurile alea înșirate în spate și toate părerile îmi aparțin mie. Drept urmare, ne vedem data viitoare în acțiune, îți mulțumesc pentru timpul acordat și dăm voie să-ți urez toate cele bune. Numai bine!